biscredincioși, pentru prima dată în istoria acestui sat, iată că avem ocazia să privim biserica aceasta noastră frumoasă, privită de sus. Biserica din localitatea noastră, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, se află în vecinătatea băii de piatră, de aici, din localitate. În apropiere se află și biserica reformată de zid. Biserica noastră, construită într-un stil baroc, este orientată pe direcția est-vest, are o singură navă, are cor, are absidă circulară și un turn de mijloc pe fațada principală. Iată că această biserică se pare că ar fi fost construită în jurul anilor 1720-1750, dată certă fiind renovarea acesteia între anii 1826-1829, lucru care este consemnat și istoric. După această renovare din 1829, a mai avut loc o renovare acesteia în 1964, în timp în care a fost împodobită cu pictura care se vede și în prezent, pictură în stil naiv, dar totodată, cu ocazia acestei renovări, a fost reparat și acoperișul, cel vechi fiind din șindrilă și mult prea deteriorat. Iconosteasul acestei biserici păstrează însă icoanele vechi, din jurul anilor 1829, respectiv 1859, iar forma acestui iconostas este destul de rar întâlnită aici, în zona noastră. În anul 1965, biserica a fost resfințită de către vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Teofil Herinianu. În acel timp, preot parof fiind părintele Pop Simion. Această biserica noastră păstrează și în ziua de astăzi intimitatea și dragostea unei mame pe care o are pentru copiii ei, primindu-i pe toți deopotrivă, sub aripile sale ocrotitoare, și păzește și în ziua de astăzi satul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Iată că această biserică este așezată în centrul satului. Pe drumul care leagă de ușul de Borșa, drumul județean 119. Iată că prin ea binecuvântarea se revarsă asupra întregii zone, asupra fiilor acestei localități, asupra noastră a tuturor. Preoți care au fost în acest sat și au păstorit de-a lungul timpului sunt părintele Tarța Ioan, primul cunoscut, ulterior venind părintele Adrian Silaghi, părintele Petru Radu, părintele Pop Simion, părintele Emil Radu, părintele Dan Vodă, Adrian Mișca, Doru Ionel Bârta, iar din 2011 până în prezent mi-am început eu activitatea și nădăjduiesc ca și pe mai departe biserica să rămână în floare, păstrându-și verticalitatea ei, păstrându-și fiii așezați și de asemenea fiind lumină pentru cei din jur. Țin să mulțumesc cu această ocazie tuturor sponsorilor, binevoitorilor, donatorilor, mai pe scurt, ctitorilor sunt locașului acestuia, acestui așezământ bisericesc, iată, din bunăvoința lor, din dragostea lor,
se realizează multe. Nu putem să ducem la capăt o reconstruire a întregii biserici, dar rând pe rând putem să consolidăm și să păstrăm ceea ce înaintașii noștri au lăsat. Dumnezeu să le dorească sănătate tuturor!